Domnul. Binecuvântat fie Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt în această seară. Vrem ca la părtășia noastră unii cu ceilalți să fie prezent și Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos prin mila și prin îndurarea și prin jertfa Lui să fie astăzi aici. Pentru că dacă noi prin credința noastră și încrederea noastră care o avem în inimile noastre credem că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru noi, El este aici. Pentru că Dumnezeu privește prin jertfa Lui. Dacă ar privi direct spre noi, n-am mai putea să mai stăm aici. N-am mai putea să fim din aceia care căpătăm milă și îndurare. Pentru că doar acolo există milă și îndurare. Unde cineva a plătit un preț. Și Domnul Iisus Hristos a plătit prețul acesta pentru toți acei care cred lucrul acesta. Și Domnul să ne binecuvânteze în această seară să putem să fim priviți de Dumnezeu Tatăl prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și în această seară vrem ca Duhul Sfânt să fie la lucru, amin? Amin. Să cerceteze inimile noastre, amin. Mintea noastră, ființa noastră în întregime și în urmă Duhul Sfânt să ne pregătească, așa. Pentru că El știe mai bine cum stau lucrurile. Amin. El știe atunci când tu trebuie să stai în picioare și când trebuie să stai jos. Și Domnul să o facă. Amin. Noi să fim din aceia care ascultăm de El. Noi să fim din aceia care privim prin aceasta, pentru că pregătirea noastră o face El și cu siguranță El ne pregătește bine. Dacă nu ne pregătește El și ne pregătim doar noi, s-ar putea să ne încurcăm, s-ar putea să dăm greș. Și pentru acest lucru nu garantează nimeni nimic. Niciun fel de om, niciun învățat, niciun cunoscător din această lume nu ți asigură nimic. Și chiar dacă ți asigură minte, nu poate, pentru că este însăși delegat Duhul Sfânt să te pregătească pentru atunci când vei zbura spre porma. Domnul să facă în această seară inima noastră să fie circumcisă la acest lucru. Să fim pregătiți, să ne lăsăm prelucrați de Duhul Sfânt. Și haideți cu toții în seara aceasta să-L chemăm pe Dumnezeu să fie prezent aici, în mijlocul nostru, să privească prin jertfa Domnului Iisus Hristos și Duhul Sfânt să-L lase aici, pentru că El are destul și suficient pentru noi. Doar noi să-L dorim și să-L voim. Haideți să ne ridicăm în picioare și îl chemăm să fie prezent la lucru în această seară și Domnul să ne binecuvinteze. Aș dori să citesc câteva versete înainte să ne închinăm înaintea Domnului din, din versetul 1 din Psalmul 84 până la versetul 7. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima, carnea mea strigă către Dumnezeu cel viu. Până și pasărea găsește o casă acolo și rândunica un cui, unde își pune pui. Ah, altarele tale, Doamne, al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude, ferice de aceea ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Amin. Haideți așa cum stăm. Ne înfățișăm înaintea Domnului, pentru că avem putere să ne înfățișăm înaintea Lui, pentru că El ne-a dat acest lucru și a făcut posibil ca noi în această seară să venim înaintea Lui, pentru că dacă nu ne ajuta El să venim în locul acesta, să ne închinăm înaintea Lui și să fim aici, nu puteam să facem de la noi lucrul acesta. Haideți așa cum stăm, să venim înaintea Lui și să rugăm să fie prezent și în seara aceasta în mijlocul nostru. Amin.